Hei, bună seara! 10 octombrie, 10-10-2018 și 10 și 20 de minute, 22,05 secunde. Continuăm recoltarea de lucrușor. Am trecut prin neațuri, am pus deja sticluțe, am pus și larvele în portmanel și continuăm procesul de recoltare a lucrușorului din alte. Speranța că se vede. Deci, scam cu 2-3 mm în plus față de cupulă, lăptușorul. Săptămâna viitoare vom mai continua cu producerea de lăptușor. Mi-am propus un experiment. Iar o să supere câțiva prieteni. Filmul acesta îl fac cu dedicare lui Sorin, că m-a provocat să vedem cât lăptușor s-a produs. Da, 10 octombrie. Și am un borcanel deja plin. Și cum acesta experimentul va consta în faptul că mi-am propus să furajez cu turte proteice diferite. 3 starte vor fi furajați doar cu turte produse de mine, cu poler și cu izolat proteic de soia. Încă mă mai gândesc dacă bag izolatul proteic de soia sau bag mai turtele de polen. Deși cred că este necesar și izolatul proteic de soia. Așa. Alți 3 starter vor primi și o turtă de la produsă de mine, dar și o turtă super proteică de la Cirast. Și vom vedea care a fost consumată sau care a fost preferată mai degrabă de albină în comparație cu cealaltă, și alți 3 starter vor avea doar turte supraproteică de la Cirast. Ce voi urmări? Voi urmări să vedem care sunt turtele preferate, voi urmări să văd care va fi rezultatul pe lăptușor. Vreau să cred la lăptușor. Și vom trage concluzii. După câteva runde de lăptușor, ne vom lămuri cum se produce și vom transmite mai departe concluziile în acest mic experiment. Gata, le vom curăța, le vom duce în familie să le curățe frumos de lăptușor. Acesta este. Da? În borcărea lor 27 de grame. Și astăzi am recoltat pe acesta. Și aici avem 53. Da? Și aici avem 42 de grame.
cu tot cu tara, cu 27 fiecare borcanaf. Da. Aceste două au fost produsele de astăzi. 94. Astfel stau lucrurile. Am terminat de recoltat. Le băgăm la congelator. Mergem mai departe. V-am salutat cu prietenie. Eu...